Bun găsit, încă de joi dimineața Termo Prahova a asistat furnizarea agentului termic în Ploiești. Aceste măsuri au fost luate cu toate bazele legale, ținând seama că potrivit hotărârii de guvern 337 din 2018, oprirea încălzirii se face după 3 zile consecutive în care temperatura medie din exterior depășește 10 grade Celsius. În acest fel, toate echipamentele de producție ale companiei de termoficare vor trece la schema de funcționare pentru perioada de vară. Asta și pentru că va trebui să se asigure continuitatea alimentării cu apă caldă pentru toți clienții din municipiul Ploiești. Compania a anunțat faptul că operațiunile de oprire vor dura aproximativ 72 de ore, timp în care vor fi închise vanele de izolare. Sigilarea lor se va face mai apoi în funcție de programarea cu asociațiile de proprietari. Nu se supun acestor măsuri spitalele, creșele, școlile și grădinițele la care sistarea livrărilor de agent termic pentru încălzire se va face doar la cerere.